Valorile ridicate de temperatură înregistrate în prima lună din acest sezon rece i-a bucurat pe oameni. Asta pentru că cheltuielile pentru încălzire s-au redus considerabil. Pentru că gerurile încă nu s-au făcut simțite, oamenii pun pe foc numai o dată pe zi. Se pot bucura de economii și cei care folosesc gaze naturale pentru a se încălzi. Acum nu prea. Din motiv? De tot că este cald, știu. Și nu folosim mult foc. Văsim mai puțin el foc și pentru că afară e cald. Cheltuiel nu prea. Noi ne sărâim, ne amămâia cu lemne, mai punem și scăpăm. Cu gazul am închis, că e tare scump. Și facem mai puțin. Mai puțin? Mai puțin, dacă e cald. E în folosul nostru. Conform prețurilor, un metru cub de lemne în medie costă 600 lei, iar pentru o tonă de cărbune e nevoie de aproximativ 3000 de lei.